Deși nu are decât 20 de restanțieri la cei peste 25.000 de membri, Comitetul Director al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, procedura de recuperare a împrumuturilor a devenit foarte greoaie, ea trebuind a fi făcută doar prin executor judecătoresc. Deci avem și niște oameni personal, pensionari săraci, care n-aș zice că e rea voință, este rea putință săracii. Adică sunt niște împrumuturi care totuși trebuie să le dai înapoi și avem și niște persoane care nu pot să-și dea înapoi. Durerea acum înseamnă recuperările și recuperările nu se mai fac înainte de anul viitor. Pe... Nu. Deci era casa de pensii, noi aveam protocol format între ce are și casa de pensii în care aveam de recuperat de la nu știu cine, nu știu câți bani și îi punea propire. Era comisionul de 2%, atâta era comisionul respectiv. Recuperarea prin executor judecătoresc trebuie să aibă la bază o sentință judecătorească, un dosar destul de stufos și cheltuieli de recuperare substanțiale. Puma cu executorul judecătoresc este de groază. Adică, în primul rând, trebuie să faci un dosar care îl dai la executorul judecătoresc. Acesta îl dă la judecătorie, că trebuie să fie hotărâre judecătorească. După asta, judecătoria dă o hotărâre. Că clar că o să zică, băi, dați banii înapoi, că nu poate zică, băi, nu-i mai dați. Bun, și după asta ajunge la casa de pensii și ei recuperează la fel cum făcea și înainte, numai că acum e mai complicat. Plus niște bani care îi dai la ajutorul judecătoresc, plus taxa de judecată, plus ce mai e. Și în final, cea mai ieftină execuție de asta e 160 de lei și încolo merge până la 200. În atare situații, membrii comitetului director și-au împărțit situațiile, apelând la o mediere directă cu restanțierii. Pensionarul care nu vrea să mai înapoieze banii trebuie să-l caute pe restanțier prin tot felul de locuri. Noi mergem la efectiv la mediere, cum se cheamă mai nou. Da. Mergem și discutăm cu omul și mai omule, uite, ai banii ăștia, știi că i-ai împrumutat, trebuie să-i mai dai și înapoi. Păi, da, domnule, am să-i dau de aia ca nu pot. Cea mai simpatică avem diferite cazuri. De exemplu, unul în cordon care nu și-a plătit de vreo 4 luni datoriile, rate ce avea el acolo, l-am căutat. Domnule, nu-i acasă. Unde e? Domnule, vezi că poate e la Crâșmacutare. Hai la Crâșmacutare. Domnule, nu a fost, dar e posibil să fie la elaltă. Hai și la elaltă. Domnule, a fost aici, domnule, dar nu, poate e la elaltă. Am aflat cu ocazia asta că sunt 3 stabilimente de astea în cordon. Ei, l-am găsit la a treia crâșmă, făcut bine, domnule, vezi că eu nu plătesc. Păi, omule, tu nu plătești? Nu plătești, na, ce să-ți facă? O să-ți facem, hai să plătești executor judecătoresc, hai să plătești mai mult, că nu stăm de vorbă cu tine. Băi... Să plătească garanții? Da, i-am spus că plătești și garanții. Vai, domnule, nu, garanții nu. Păi da, atunci plătește tu. Păi, și-a luat angajamentul și-a plătit săracul până la urmă. O situație hilară s-a produs și la Miron Costin, unde restanțierul era bine păzit de câțiva câini. De exemplu, până Miron Costin, unul care avea 6 câini. Du-te la el și spune, băi omule, vezi că ai de plătit ceva. Da. Am luat și noi un băț acolo, am intrat în curtea omului, 2 erau legați, 4 erau liberi și am intrat, am vorbit cu el. Da. Asta era pază și protecție. Situații de diferite situații. Câte asemenea dosare? Sau alt de exemplu, avem. Acum, de exemplu, avem vreo 20. 20 la 24 de minus, 25 de minus, mult. Dar trebuie să nu fie. Pentru recuperarea restanțelor se mai apelează și la trimiterea prin poștă a unor notificări prin care restanțierii sunt somați să restituie sumele împrumutate. După 3 luni de întârziere a plății se trece la procedurile de recuperare.